Astăzi, unitățile administrativ-teritoriale din județul Mehedinți au primit autobuze electrice, care vor fi utilizate pentru transportul elevilor. Această inițiativă face parte dintr-un efort mai amplu de modernizare a infrastructurii de transport public și de reducerea impactului asupra mediului. A fost un moment important pentru sistemul educațional din județul nostru, odată cu predarea autobuzelor electrice către primării. Elevii vor începe școala așa cum se cuvine, având acces la un transport modern, sigur și ecologic. Acest pas important arată angajamentul autorităților județene și locale de a sprijini educația și de a asigura condiții mai bune pentru toți copiii, indiferent de zona în care trăiesc. Noua flotă de autobuze electrice reprezintă nu doar o îmbunătățire a infrastructurii de transport, ci și un simbol al grijii pentru viitorul elevilor și pentru mediul înconjurător. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Radin Georgescu, susține faptul că acest proiect reprezintă un pas semnificativ către modernizarea și dezvoltarea comunităților locale. El a subliniat faptul că investițiile în educație și infrastructură sunt esențiale pentru viitorul județului, iar asigurarea unui transport sigur și ecologic pentru elevi demonstrează angajamentul autorităților de a crea condiții optime pentru educația tinerelor generații. În cursul anului trecut am accesat fonduri europene prin PNRR pentru a putea achiziționa un număr de cel puțin 30 de microbuze școlare electrice în județul nostru, pe care să le predăm către unitățile administrativ-teritoriale, astfel încât la începerea acestui an școlar 2024-2025 să poată fi folosite de copii atunci când vin la școală. Ne propunem pe de o parte să protejăm mediul înconjurător, dar pe de altă parte să reducem și abandonul școlar. Am reușit să achiziționăm deocamdată 31 de microbuze electrice, le avem pe toate aduse aici, livrată de către furnizor. Astăzi am adoptat o hotărâre de Consiliu prin care 24 de microbuze sunt predate către 24 de unități administrativ-teritoriale, pentru că doar 24 au până la acest moment stație electrică de încărcare. Sperăm ca săptămâna viitoare, până la începerea anului școlar, și celelalte 7 să se doteze cu așa ceva, urmând ca noi să completăm hotărârea de Consiliu Județean. Cred că este un pas spre normalitate, cred că este un pas care este binevenit în condițiile în care ultimul program major de furnizare a microbuzelor școlare către școli și primării s-a derulat în cursul anului 2014, când guvernul PSD, și vă aduceți aminte, a mai furnizat, atunci a mai livrat, cred că peste 30 de microbuze școlare și chiar era nevoie ca parcul auto să fie înnoit. Deocamdată avem 31 de microbuze, avem în licitație să mai cumpărăm încă două pe același proiect cu bani în completare de la bugetul județului și pe un alt proiect finanțat prin administrația fondului de mediu vom mai achiziționa încă 10 microbuze, astfel că putem să vorbim că vom asigura primăriilor din județul nostru 43 de microbuze care vor merge către 43 de primării, respectiv 43 de școli. Primarii au fost foarte încântați de această inițiativă, subliniind faptul că autobuzele electrice vor aduce un beneficiu semnificativ pentru comunitățile lor. Ei au apreciat sprijinul Consiliului Județean Mehedinți și au subliniat faptul că acest proiect nu doar că îmbunătățește transportul pentru elevi, dar și contribuie la reducerea poluării, ceea ce este esențial pentru un viitor mai verde. Sunt extrem de fericită pentru că ne îndreptăm cu pași repezi spre începerea unui nou an școlar, iar pentru Comuna Godeanu, pe lângă acest microbus școlar care este mană cerească, și pentru acest lucru vreau să îi mulțumesc domnului președinte al Consiliului Județean Mehedinți, vreau să îi mulțumesc domnului și, nu în ultimul rând, domnului meu soț, pentru că împreună am reușit să facem această achiziție. Mai mult de atât, pe lângă acest microbus, noi avem pachetul complet, de ce școala primară Șiroca este dotată și cu mobilier și imediat urmează și cu aparatură de ultimă generație conform standardelor europene. Așadar, Comuna Godeanu este pregătită să înceapă școala așa cum trebuie și pentru asta eu sunt extrem de recunoscătoare și fericită. Așa trebuie să fie fiecare comună. Foarte necesar, pentru că parcul auto al școlilor sau al primărilor, depinde unde sunt microbuzele, e foarte vechi. Cel puțin Marovățu are două microbuze de 17 ani de zile, microbuze vechi. Reparam de 4-5 ori pe an fiecare microbuz pentru că au început să aibă defecte la sistemul de frânare și copiii trebuie să ajungă în condiții de siguranță și acasă și la școală. O singura școală care mai funcționează este în satul Reședință de Comună Malovăț și aducem din celelalte 6 sate, aducem copiii la școală la distanță de 6 km
radial față de centrul de comună. Într-adevăr, este de alergat, dar în ceea ce privește învățământul, trebuie să facem toate eforturile pentru a le asigura condiții copiilor cât mai bune. Lucrurile încep să meargă înainte pentru orice investiție pe energie verde. Avem școlile, tot la fel pe fonduri europene pe care le avem în derulare, tot cu panouri fotovoltaice, pompe de căldură. Primăria am făcut-o tot la fel cu pompe de căldură, panouri fotovoltaice și încercăm ușor-ușor să intrăm cât de cât în normalitate. Autobuzele sunt mijloace de transport moderne, nepoluante, care vor asigura transportul elevilor la școală, dar și confortul de care aceștia au nevoie. Este vorba despre microbuze cu autonomie de aproximativ 300 de kilometri, 16 plus 1 locuri dotate cu toate accesoriile de siguranță, inclusiv cele pentru copii cu dizabilități. Aceste autobuze au fost extrem de așteptate de către unitățile administrativ-teritoriale de pe raza județului nostru, dar și de copii și de părinții acestora, deoarece reprezintă un real beneficiu pentru aceștia.